Of, 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 bărbații, bărbații caută întotdeauna putere, vreau să fiu strong, să mă mamă, vreau să fiu putere, că dacă îi dau una crapă și asta... Bine ai venit pe Fără Sens TV, este un canal de seducție și dezvoltare personală, cam cum nu ai mai văzut tu nicăieri și nu o să mai găsești vreodată. De ce? Pentru că suntem atât de pasionați de ceea ce facem, încât, man, după două, trei clipuri o să ai orgasm, o să faci ce fain. Și dacă tot îți place intro-ul ăsta și consider că ar trebui să mă și tunde, apropo, dă-i un like ca să ajung și eu la frizerul ăla pe care mi-l permit odată la 5 ani. Și acestea fiind spuse, în clipul de astăzi te învăț. Dar cine dracu ești tu să mă învezi, mama? Nu te învăț nimic, te ajut să înțelegi cam ce presupune puterea asta, pentru că moraliștii, societății și oamenii care te vor judeca în fiecare zi vor spune ce tu ești, mă, la prostul ăla de vorbește el în termen de putere și astea, și vor da cu pietre în tine imediat ce vorbești tu de putere, de control, deși 99% dintre oameni exercită asta în fiecare zi. Și vezi asta peste tot, la joburi, când avem oameni care au o funcție mai superioară decât ceilalți, vezi asta în societate, vezi asta în guvern, vezi asta în relația de cuplu, vezi asta în relația de prietenie, peste tot oamenii își văd propriile interese și sunt în stare să o ucidă pe ceilalți ca să-și atingă interesele. Și atunci pe canalul ăsta noi îți oferim niște lucruri prin care tu poți să nu mai fii omul ăsta. Adică, până la urmă, ceea ce îți oferim noi aici sunt niște lucruri atât de bune și puternice că poți să faci ce vrei cu ele. E alegerea ta dacă tu vrei să faci rău cu ele sau vrei să faci bine. Pentru că nu uita, există o datorie karmică la orice acțiune pe care o luăm, o facem, și atunci... De-aia zic, ține de tine. Dacă nu mă cunoști, am scris 5 cărți pentru tine ca bărbat, te ajută până la cer, până la stele, a schimbat viața a mii de bărbați, și cu ajutorul tău și cu faptul că tu dai like la clipul ăsta, poți să ajung la milioane de bărbați ca să-i ajutăm și pe ei, pentru că au nevoie. Și îți mulțumesc tare mult că faci asta, bro. Sunt un val de recunoștință în fiecare zi cât tu uiți la clipurile astea, că le dai like, că vii de fiecare dată să-mi semnalizezi prin like-ul ăla, bă, vreau mai multe clipuri de genul ăsta. Și poți să devii și membru ca să ai acces la niște clipuri private mult mai importante și mai puternice decât asta, pentru că acolo antrenăm inteligența emoțională, oferim secrete psihologice, chestii mult mai deep, mult mai avansate. Niște chestii pe care în general le oferim la coaching. Și dacă tot am spus de coaching, fă o schimbare chiar acum. Gândește la pachetul ăla de coaching pe care îl găsești pe website, man, și poți să schimbi viața. Ce vreau să înțelegi foarte mult este că pentru a deveni un bărbat puternic în societate, înseamnă foarte mult să-ți dai seama ce presupune treaba asta, și presupune efectiv să te ridici foarte mult peste majoritatea. Deși eu urăsc paradigma competiției și a concurenței, totuși aici trebuie să vorbim despre aia. Când spui putere sau control, fix despre aia vorbești, că tu vrei să fii mai cu trei ouțe decât vecinul tău. Și atunci poți să faci treaba asta, pentru că ce spui tu de fapt? Îmi spui, bă, man, vreau să devin omul bun la oameni. Dacă nu te-ai prins de asta până acum, înțelegi acum. Deci ce vrei tu să faci este să devii mai bun cu oamenii. Dar ce nu prea înțelegem noi bărbații este că dacă noi vrem să devenim mai buni cu oamenii, păi trebuie să plecăm de la noi. Noi trebuie să devenim mai buni cu a recunoaște ce suntem noi. Pentru a avea control în ce privește oamenii din jur, ca ei să te poarte acolo unde tu îți dorești, trebuie să ai control asupra ta, asupra stărilor tale. Câtă vreme ești un bărbat care încă reacționezi, care încă judeci, încă te întreci, te compari, ești din păcate un bărbat dezechilibrat. Ăla este adevărul. Prin urmare, acest dezechilibru îl vezi peste tot și nu ai cum să ai echilibru dacă tu ești dezechilibrat. Poți controla ceea ce fac oamenii din jurul tău în aceeași manieră în care tu poți controla ceea ce faci tu. Și atunci un bărbat care procrastinează, care stă în stări joase, care nu înțelege X sau Y, nu-și cunoaște sensul existenței, din start stă rău cu sinele. Prin urmare, tu nu te poți controla pe tine, dar minte ce fac ceilalți oameni ce te privește pe tine. Primul lucru despre care vom vorbi este că pentru un bărbat, ca el să fie puternic în societate și nimic să nu-l afecteze, el trebuie să iasă din limitele sale. Toți oamenii oriunde privești sunt limitați, își pun o pereche de ochelari pe ochi, din momentul în care au venit, au fost născuți pe acest pământ, da? Au o pereche de ochelari, iar ei văd viața, lumea, realitatea lor se vede prin acea pereche de ochelari. Și ce trebuie să înțelegem noi este că fiecare dintre noi avem o pereche de ochelari. Și atunci, asta e faza, toți vedem lumea într-un fel, și aici intervine cum poți să faci tu să vezi lumea așa cum o văd toți ceilalți, dincolo de ceea ce vezi tu. Și atunci, dacă tu ești un bărbat care ai valori, care ai credințe, astea ulterior sunt filtrele tale.
filtrele tale ce sunt? Sunt limitele. De aceea tu nu poți mai mult de X sau Y. În momentul în care tu ești un bărbat și spui, a, păi într-o relație de prietenie autentică trebuie să fie respect, într-o relație de iubire trebuie să fie loialitate. Orice spui tu aici, sunt la propriu niște generalizări bătute în cuie, niște convingeri că lucrurile așa trebuie să se întâmple. Iar în momentul în care nu se întâmplă așa, tu ești în stare să dezbini omul, să-l lași, să-l părăsești, să-l scoți din viața ta, să-l înjuri, să-l judeci și așa mai departe. Privește ce face societatea astăzi. Toată lumea vine și vorbește din punctul lor de vedere și se așteaptă ca toți ceilalți să îmbrăceze acel punct de vedere, ba chiar să gândească ca și ei. Vedem asta predominant, apropo, în relația de cuplu. Și predominant se vede asta în hate-ul pe internet, că nu are o problemă cu altul. Și atunci trebuie să înțelegi treaba asta. Pentru un bărbat puternic nu există limite. Trebuie să ieși din acele valori, trebuie să vezi modul în care te constrâng și trebuie să-ți dai seama că dacă pentru tine o valoare pe a fi iubit cu adevărat înseamnă respectul relației, dau un exemplu, înseamnă că imediat ce nu vei avea treaba asta, îi dai cu piciorul la omul ăla. Imediat ce găsești o femeie care nu crede în treaba asta, nici nu o consideri pentru o relaționare. Imediat ce un bărbat o gândește diferit, nici nu vrei să discuți cu ăla. Ceea ce înseamnă că tu în momentul ăsta triezi și separi între oameni. Și atunci n-ai cum să fii omul bun la oameni câtă vreme tu ești omul bun la anumiți oameni care sunt ție o oglindă. De aceea, pentru a fi puternic, trebuie să fii flexibil. Pentru a fi flexibil, trebuie să renunți la căcaturile în care tu crezi. Iar asta se face, din păcate, doar cu un coaching profesionist, pe care din fericire l-ai găsit. Mai rămâne doar să lași ego-ul și să-i dai o încercare. După toată treaba asta, nu poți să fii reactiv, cred că am spus-o și are sens până la cer. Non-reactivitatea ta arată câtă putere ai. Dacă eu sau o persoană, o femeie, un bărbat, un șef la muncă, un părinte, încă poate să stârnească reactivitatea din tine și nu mă înțelegi greșit, din când în când va putea, sunt niște lucruri, dar dacă o faci des și te observi des a fi reactiv și primești un shit-test, de exemplu, și îți spune, știi, mie îmi plac mai mult bărbații ăștia care sunt unși așa, mai scurt, tu ce-ți lași meluca aia în cap, știi? Dacă tu în momentul ăsta îi spui ei, auzi, dar dacă mie îmi place așa, ce problemă ai, asta e reactivitate. Dacă pe de altă parte îi spui, eu consider că bărbații tu unși așa cam cum sunt eu, seamănă cu Jason Momoa și bla 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 bla, încerci să o convingi ca ea să vadă situația cum o vezi tu, acolo de fapt tu te justifici. Iar în momentul în care te justifici, arată ce? Frica de a pierde. Îți este frică să o pierzi, ceea ce te face cum? Dependent și atașat. Și ea înțelegea cu care control asupra ta la orice oră. De aceea femeia de fapt vine cu un shit test, ca să vadă cam cât control poate să aibă pe tine de fapt și ca să vadă desigur, deseori, dacă ești congruent cu sexualitatea ta și așa mai departe. Un shit test cum arată? Auzi, tu asta facem fiecare zi, stai aici pe la Unirii și abordezi femeile de parcă ar fi ceva în neregulă. Și atunci ea vrea să vadă cam cum te raportezi tu la ceea ce tocmai a spus ea. Pentru că un bărbat congruent cu sexualitatea sa nu va nega că nu cumva face asta. Ba da, va exagera, chiar asta fac în fiecare zi, îmi place, îmi asum ceea ce fac și mi se pare fascinant. Și acum tu nu ești reactiv, tu ești bărbatul care ești, un bărbat asumat. Iar asta atrage la orice oră. Ce face un nice guy de fapt? Imediat se justifică, imediat este frică să piardă, poate chiar reacționează, poate se dă după așa cum îl vrea ea. Știi, mi-ar plăcea dacă te-ai tunde puțin mai scurt, dar atâta cum să nu, se duce ea mașina și se rade în cap, ca să-i facă ei pe placă, e un people pleaser. Vrei să-ți dai seama de lucrurile astea. Care e faza cu frica de a pierde? Păi oamenii în general exercită controlul și ce nu înțeleg oamenii este că da, trăim într-o societate care se raportează strict din punct de vedere al puterii. Și puterea întotdeauna vei vedea în orice relaționare, iar controlul în aceste relaționări se vede prin faptul că unul din cei doi întotdeauna va avea mai mult control. Unul din cei doi va fi întotdeauna în control în timp ce celălalt nu este și pierde controlul. De ce? Păi cine este în control de fapt? Cel care nu e atașat emoțional, care nu e instabil emoțional, care nu e dependent de un rezultat obiectiv sau ceea ce oferă un om și așa mai departe. În realitate cine e atât de independent? Ăla detașat. Ăla care nu se mai identifică cu lucrurile astea. Pentru că imediat ce te identifici cu ceva și ești atașat de ceva, aia ți-i slăbiciunea. Și fără aia tu nu poți respira. Cel puțin așa crezi. Și atunci ăla are controlul în acea relație, indiferent că e de cuplu, că e de serviciu, că e cu oameni în general și așa mai departe. În momentul în care tu ai o dorință, o cerință, o pretenție, un vis, bla 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 bla, aia este slăbiciunea. Pentru că ești dependent de a obține acel ceva, prin urmare, ești atașat și nu te consideri liber, ești acum sclavul acelei dorințe, vis, etc., etc. Următorul lucru pe care vrei să-l observi este că
Bărbatul ăla puternic în societate este în stare să țină cadrul comunicării. De fapt, asta se întâmplă. Oamenii caută întotdeauna să stabilească ei cadrul comunicării. Și apropo, nu toți, de fapt, foarte puțin fac asta. Pentru că necesită un gram de încredere în tine, să-ți dai voie să vorbești, să te impui, să vorbești mai tare decât ceilalți la un party, de exemplu. Impune lipsa fricii de judecată, deci nu te acțifică să fii judecat, n-ai să vorbești și așa mai departe. Totuși, unde ai să vezi predominantă treaba asta cu stabilirea cadrului comunicării, mai ales la noi în seducție? Când vrei să vorbești cu o femeie, o să vezi că deseori ea va căuta să stabilească cadrul comunicării cu tine. Și realitatea este că tu ai putea să crezi că ea își dorește ca tu să îi permiți treaba asta și ea să reușească. Nu, pentru că acolo iară se schimbă rolul, tu ai intrat în energie feminină, care energia feminină urmează, primește, energia masculină e providing, provider, oferă, da? Produce, oferă, ghidează. Și atunci, da, ea nu-și dorește ca acum tu să cedezi ghidarea și să te conducă ea pe tine, pentru că tocmai a devenit bărbatul. Tu ești bărbatul, tu ar trebui să conduci interacțiunea. Eu sunt o femeie, tu mă abordezi în momentul ăsta, eu nu știu ce naiba vrei de la mine, dar dacă cumva vrei să fim împreună sau vrei să bem o cafea, arată-mi și mie cele 5 motive pentru care mi-ar plăcea treaba asta și abia aștept să te urmez. Doar că momentan nu înțeleg de ce ar trebui să beau eu o cafea cu tine când pot să beau cu 3 colegi de la muncă despre care știu măcar ceva și care ăla e în stare să mă ghideze până la automatul de cafea în pauză. Ceea ce ne conduce la ultimul punct și pentru a fi acest bărbat puternic în societate, bun la oameni și care nu-i dependent și atașat și mereu emoțional și așa mai departe, este un om care este abundent, care vede viața în opțiuni și care înțelege o chestie care NLP-ul o spune foarte simplu, că a avea mai multe alegeri conduce la dezvoltarea de noi posibilități. Și iată, de exemplu, care e problema în lumea masculină, cel puțin astăzi, încă de atâția ani, este cum un bărbat găsește o femeie pe Instagram sau o abordează pe stradă, lucrurile merg destul de simpatic între ei și ăsta deja crede că se va căsători cu ea, va avea un copil și totul țuț. Doar că zilele trec, tipa aia nu mai vrea să iasă cu el, poate chiar nu-i mai dă un semn sau poate chiar îi dă un bloc. Și băiatul ăsta a devenit atât de obsedat și de atașat de acel rezultat cu ea, încât acum mai că intră în depresie. De ce? Pentru că el are impresia că e exact cum vede în filmele astea. Găsești o tipă după colțul blocului, te ciocnești în ea și mare poveste de amor până la adânci bătrâneți. Doar că trăiești într-o societate a consumerismului, în care pe Instagram, pe net unde stai tu, sunt opțiunile plouă cu ele. Și atunci ar trebui să profiți de treaba asta și să fii și tu un bărbat care în general ai mereu opțiuni și care nu te bazezi pe faptul că ți-a plăcut o tipă, că la fel cum ți-a plăcut ea poate să-ți mai placă 10. De aceea când deschidem telefonul și începem să facem abordări pe Insta, în realitate facem 10-15 abordări odată. De ce să fac doar una? Și acum stau în 3-4-5 opțiuni, pentru că și ea face la fel. Tu crezi că femeia care a decis acum să iasă cu tine nu mai are 4-5 care cântă în goarnă acolo pe fundal și abia așteaptă să iasă cu ea? Poate are chiar niște sex buddies cu care ocazional se mai vede, deși iese cu tine, pentru că încă nu e sigură că interacțiunea cu tine va duce undeva. Așa că sper că acest videoclip te-a ajutat, așa devii un om bun la oameni și până data viitoare sper să iei coaching-ul ăla. Cam atâtea chestii pe care abia aștept să le împart. Fai de capul meu! Te-am pupat!